Dacă vrem să învățăm cum se mărturisește despre Domnul Isus, trebuie să privim la fratele Traian și la părintele Iosif. Fratele Traian a fost cu totul predat lui Dumnezeu. Sunt oameni unici. Noi fiecare putem să fim în dreptul nostru, dar fratele Traian, ca el nu se va mai naște un altul. A mărturisit cu cătușe la mâini. A mărturisit în fața celor mai apriși călăi care i-a cunoscut România, securitatea. erau vânați ca potărnichile, considerați ultimii oameni, nu mai aveau nicio apărare, statul nu-i apăra, biserica nu-i apăra, nimeni. Parcă nu mai erau oameni din țara aceasta, mă gândeam ce aveau cu frații. Și ținta urmăritul numărul unu, care era știți cine era, cel mai periculos om, Traian Dors. A stat în spărtură când nimeni nu stătea acolo. Toți fugeau. Nimeni nu și-a așa ceva. Cine să-și asume în fața securității? Fratele Traian nici n-a fost vreodată, n-a spus că el e conducătorul oastei. Vrând nevrând a fost împins de frați în față și a trebuit să stea acolo. Să te ferească Dumnezeu să fii spus că ești unul din căpetenile oastei. Pușcăria te mânca. Frații să care mai de care ascunși după fratele Traian. Nimeni n-avea acolo. Cu toți ies, mă uit așa cum ies, toți și să laudă că-s lideri, că-s conducători. O fi ușor acum, fraților dar mâine când va veni încercarea. Oamenii care, datorită demnității lor, au ales să-și piardă libertatea, au ales să sufere, au ales să plătească, în fața lor trebuie să ne plecăm capul. Nu asta este că îi facem o pomenire, că vorbim frumos despre și ce dacă vorbim frumos despre ei. Cea mai frumoasă pomenire, cel mai frumos respect, care este? ceea ce spune în Evrei, capitolul 13 cu 7, finalul și urmațiile, credința. Ăla e respectul adevărat. Aici cinstirea Sfinților, urmațiile credința. Vedeți, a vorbit despre fratele Traian, e ușor. Dar cine nu l-a iubit și nu-l iubește pe fratele Traian și nu se lasă pătruns, sunt vorbe goale noi, sau cel puțin o spun așa în dreptul meu, pe mine atât de mult m-a marcat fratele Traian. Pentru că vă spun un lucru care mulți din țară nu-l pot înțelege. Suntem la sărbătoarea aceasta a Sfinților și nu putem, pentru că suntem în preziu aceasta când fratele Traian a fost chemat acasă la Domnul. Totdeauna frații au spus, fratele Traian s-a născut în Noaptea cea mai lungă și ziua cea mai scurtă și a plecat la Domnul când e ziua cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă. Acum este perioada aceasta, vară, iarnă. Cele două perioade care sunt noaptea cea mai lungă, ziua cea mai lungă. Ei, uite că l-a luat acasă Domnul. După 75 de ani de nevoințe, de mărturisire pentru Domnul Isus, pentru că dacă e vorba să vorbim de, oricine va mărturisi. Dacă vrem să învățăm cum se mărturisește despre Domnul Isus, trebuie să privim la fratele Traian și la părintele Iosif. Și cred că cu toții am citit și am văzut ce înseamnă să-L mărturisești pe Domnul Isus. A mărturisi pe Domnul Isus este un întreg. Este, cum vă spuneam, din momentul întoarcerii la Domnul, gândiți-vă, fratele Traian s-a întors la Domnul la 15 ani. După ce a citit cartea corabia lui Noie și acolo a fost răpuns, era în ziua de Rusalic, când a primit cartea frumoasă de la preotul, care era și profesor și ca premiu, așa primeam și noi înainte, cărți să primeau înainte, nu știu acum cât mai primesc copiii, primesc și ei, dar nu ca... Atunci cartea era carte și avea valoare. Țin minte, mă scuzați, fac ca o paranteză, eram prin anii mai micuți așa, și nu prea, cartea era rară. Am primit o carte, o țin minte și acum, băiatul de pe strada liniștit, am citit de 20 de ori. Nu aveam altă carte, așa de dragă mi-era cartea. De 20 de ori am citit în vara aia cartea aceea, care o primisem la premiu. Ce fratele Traian a primit premiu Corabia lui Noe. Și în ziua aceea când a citit cartea aceasta, n-am lăsat-o din mână. O carte fascinantă a părintelui Iosif, care la sfârșit să încheie cu o chemare la legământ și spune, suflete dragă, așa e că ți-a plăcut această carte, poate pe alăcură ai și plâns și spune fratele Traian, de unde știa părintele că eu am plâns? Că acolo spunea lucrul Părintele care atingea inima omului. Cuvintele lui Dumnezeu care ieșeau de pe buzele Sfântului lui Dumnezeu, a prorocului, a profetului, a trimisului, erau cu țintă directă, cum spune fratele Traian. Eu n-am vrut să scriu versuri, poeme și cântări, ce inima înmoaie și o gâdilă, ceva de genul ăsta, nu-mi amintesc exact, ce am vrut să fiu din fiecare cântare, să fac o săgeată, să fie un tras alarmă, spunea fratele Traian. Și în ziua aceea, fratele Traian s-a predat lui Dumnezeu, s-a dus, știți, cu toții frumos, cum au făcut și frații, am văzut un fel de filmuleț așa cu fratele Traian, când în podul casei, în șura casei, acolo unde ținea fânul, a făcut baltă de lacrimi prin predarea lui și din clipa aceea fratele Traian a fost cu totul predat lui Dumnezeu. Sunt oameni unici. Noi fiecare putem să fim în dreptul nostru, dar fratele Traian, ca el nu se va mai naște un altul. Ce a fost fratele Traian pentru biserica noastră, pentru poporul nostru, cu toate că poporul nu-l apreciază. Biserica nu știu cât îl apreciază, măcar noi din oastea Domnului, nici noi din oastea Domnului, poate de multe nu-l apreciem la valoarea pe care a avut-o acest om sfânt. Și din clipa aceea a fost o mărturie pentru Domnul Isus, Mărturie în satul lui, mărturie în biserica din satul lui, mărturie pe oriunde a ajuns fratele Traian până a ajuns la părintele Iosif și de acolo a început calvarul greu al mărturisirii Domnului nostru Isus Hristos. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor. Gândiți-vă cât de greu ne este nouă să-L mărturisim pe Domnul Isus. Suntem într-un cerc de colegi, da? poate la servici, poate între prieteni și așa de multe ori parcă avem rețineri să-i spui, să nu-i spui despre Domnul și dacă spui, parcă zici, băi, da, sau să zic, da, tu ești, tu faci, tu zici, da, uite, da, tu faci așa ceva și de multe ori ai reținerea aceasta pentru că știi că viața ta nu este la înălțimea a ceea ce ar trebui să spui înaintea oamenilor. Dar fratele Traian, pentru că viața lui fusese cu totul predată în slujba lui Dumnezeu, a putut să mărturi și a mărturisit fratele Traian. A mărturisit cu cătușe la mâini, a mărturisit în fața celor mai apriși călăi care i-a cunoscut România, securitatea. Cine n-a cunoscut cei tineri, nu știu, când spune înainte, securitate te lua cu fior pășirea spinării. Zei, securitatea era ceva de temut. Și miliția, numai miliția, când îl vedeți, intra frica Fratele Traian nu a avut de-a face cu un milițian sau un amărât de securist, a avut de-a face cu șefii securității a răului din lume, a reprezentanții răului din țara aceasta. Și în fața acestor oameni, gândiți-vă, când a murit părintele Iosif, a scris fratele Traian cântarea aceea frumoasă, care e modificată mult acum, Pasăre măiastră. Deci a zburat la cer, ne ai lăsat orfan singur printre hule și printre dușmani. Avea numai 20 ceva de ani, fratele Traian. Și rămăsese să ducă lucrarea aceasta pe umerii dânsului. Aproape singur, toți îl părăsise. Aproape singur rămăsese fratele Traian ca să ducă această mărturie a Domnului Isus. Și nu i-a fost ușor să-l mărturisească pe Domnul. Conducerea Bisericii i-a fost împotrivă. Pe față, oriunde îi prindeau, îi prigoneau oriunde îi prindeau, îi arestau, oriunde îi prindeau, îi arătau cu... Numai, nici oameni nu mai numeau pe frață, trifiști, îi făceau sectari. În pe perioada aceea, după ce a plecat părintele Iosif la Domnul, până aproape prin anii, după ce a venit în 65, 60, după ce a venit Ceaușesc la conducere, când s-a mai îndulcit puțin, deci nici oameni nu mai erau numiți frați. Erau vânați ca potărnichile, considerați ultimii oameni, nu mai aveau nicio apărare, statul nu i apăra, biserica nu i apăra, nimeni. Parcă nu mai erau oameni din țara aceasta, Ne mă ce aveau cu frații. Și ținta, urmăritul numărul unu, care era știți cine era, cel mai periculos om, Traian Dors. Era cel mai mare pericol pentru toți, Traian Dors. Ce vedea un om, pentru că vrăjmașul vedea unde este pericolul cel mare, omul acesta care era o mărturie, o lumină pentru Dumnezeu, pentru biserică, pentru neam și nu neapărat. Biserica nu înseamnă numai oameni, biserica e a Domnului. Vedeți, noi de oameni putem să avem slăbiciuni, vorbim de rău, dar de biserică nu avem voie. Biserica nu este a oamenilor, că dacă era de la oameni, biserica s-a legea praful de ea, fraților. Mântuitorul a spus, nici porțile iadului nu vor putea zdrobi biserica lui Dumnezeu, că ea e mireasa Domnului, pentru ea a plătit cu sânge și de aceea despre Sfânta Biserică, nu trebuie să avem decât cuvintele cele mai frumoase. Oamenii pot greși și nu constă neapărat în oameni biserică. Dacă era după oameni, de mult dispărea biserica. De aceea biserica este acea lucrare via lui Dumnezeu, acea strângere sfântă a celor credincioși care niciodată nimeni nu va putea dobori. Și acum gândiți-vă, fratele Traian, ca mărturisitor, ca sfânt, ca trimis ceresc al lui Dumnezeu, a preluat lumina de la părintele Iosif, și a dus-o mai departe. Știți ce înseamnă a prelua ștafeta? La jocurile olimpice asta se făcea, se prelua ștafeta. Din fugă trebuia să o iei, să o duci mai departe. Dar să nu se stingă torța. Trebuia să veghezi ca torța să nu se stingă. Gândiți-vă, într-o vreme, acu' e mai atunci era întuneric, cu e beznă. Atunci era așa cum era, dar oamenii mai aveau cât de cât niște calități umane prin care se mai putea lucra. Acum oamenii și-au pierdut și calitatea umană. Gândiți-vă că fratele Traian a trăit într-o vreme în care oamenii mai aveau o frică de Dumnezeu, o rușine și totuși a fost greu. Acum, în vremea aceasta, nu mai vrea nimeni să ducă ștafeta. E foarte greu, pentru că cel care duce ștafeta este ținta numărul unu. Pe vremea fratelui Traian, nimeni nu s-a afișat cu astea Domnului. Să te ferească Dumnezeu să fii spus că ești unul din căpetenile oastei. Pușcăria te mânca. Frații stăteau care mai de care ascunși după fratele Traian. Nimeni nu avea curaj. Cu toți ies, mă uit așa cum ies toți și să laudă că lider, lideri, că conducători. O fi ușor cu fraților. Dar mâine când va veni încercarea, vedeți, fratele Traian a stat în spărtură când nimeni nu stătea acolo. Toți fugeau. Nimeni nu și asuma așa ceva. Cine să-și asume în fața securității? Fratele Traian nici n-a fost vreodată, n-a spus că el e conducătorul oastei. Vrând nevrând a fost împins de frați în față. Și a trebuit să stea acolo, în spărtură, să ia toate, toate vicisitudine istoriei asupra lui. De aceea, cred că, pentru toți sfinții, avem toată venerația, tot respectul, pentru că, mă gândeam așa, Doamne, pentru orice om care în numele credinței a stat prin pușcării, trebuie să-i sărutăm mâna, trebuie să avem un respect extraordinar. Oamenii care, datorită demnității lor, au ales să-și piardă libertatea, au ales să sufere, au ales să plătească, în fața lor trebuie să ne plecăm capul. Pentru că aceia, într-adevăr, sunt oameni cu temnitate, oameni care știu ce vor pentru mântuirea lor. De aceea, vedeți că noi acum îi cinstim și le aducem, nu neapărat, să știți că înaintea lui Dumnezeu, nu asta este că îi facem o pomenire, că vorbim frumos despre și ce dacă vorbim frumos despre ei. Cea mai frumoasă pomenire, cel mai frumos respect, știi care este? ceea ce spune în Evrei, capitolul 13 cu 7, finalul și urmațiile, credința. Ăla e respectul adevărat. Aici e cinstirea Sfinților, urmațiile credința. Căci dacă nu le urmăm pilda lor luminoasă, toate rămân vorbe goale. Ce credeți că ne vor mântui vorbele? Nu ne vor mântui. Faptele noastre, dacă am înțeles ceva de la fratele Traian, am citit viața dânsului, am citit uh, dragostea lui, jerfelnicia lui, iubirea lui pentru Domnul Isus, Înălțimea la care s-a ridicat, aceea trebuie să fie pentru noi pildă frumoasă de urmat. De aceea le purtăm icoanele lor în adunările noastre. Că pentru ei, noi sunt icoane vii oamenii aceștia. Cum sunt sfintele icoane care le cinstim și le ținem în casele noastre, așa sunt icoanele fraților noștri sfinți care privind la ei, parcă îl vedem pe Domnul. Mi-aduc aminte, am fost cu ani imediat după ce plecase la Domnul fratele Arcadie, și părintele din satul dânsului, părintele Mircea, care nu mai este acolo, nici biserica nu mai e din păcate. Cei care am fost, știți că arzi din temelie biserica de acolo, fiind de lemn, era o biserică veche, istorică. Și când am intrat în altar, era pus așa pe spate, era un tablou mare a fratelui Arcadie. Și spune, pentru mine e un sfânt. Îl pusese pe fratele Arcadie în altar să-l aibă acolo cu dânsul preotul, care pusese duhovnic și care, la rândul lui, spunea, zice, mă duceam să-l spovedesc și, la un moment dat, după 10 minute mă pomeneam că eu mă spovedeam la fratele Arcadie. Deci, și fără să-mi spună ceva, de atâta respect, de atâta sfințenie cât era în ăștia, care puteai să fii tu preotul preotului în fața unor astfel de oameni, acolo mai sunt dimensiunile astea ierarhice, că ești preot, da, într-adevăr, e harul lui Dumnezeu, dar astea întreg orice fel de, de, lucruri omenești. Aș vrea să spun spun cât câteva cuvinte și să închei. Pentru că sunt multe lucruri, vedeți, a vorbit despre fratele Traian e ușor, dar cine nu l-a iubit și nu-l iubește pe fratele Traian și nu se lasă pătruns, sunt vorbe goale. Noi, sau cel puțin o spun așa în dreptul meu, pe mine atât de mult m-a marcat fratele Traian. Pentru că vă spun un lucru care mulți din țară nu-l pot înțelege. Dacă fratele Traian n-ar fi fost, noi nu mai vorbeam de părintele Iosif, părintele Iosif îl caterisise, era un preot pentru biserică, un preot caterisit, fratele Traian a știut să-l înalate pe părintele Iosif. Noi nu mai vorbeam, singurul care l-a cunoscut cu adevărat pe părintele Iosif, nu ca așa că l-a văzut, a fost fratele Traian. Și el a fost legătura, veriga de legătură între părintele Iosif și generația care a urmat. Acum între noi și fratele Traian nu prea mai sunt oameni. Mai sunt câțiva care sunt așa de huliți în țară, așa de vorbiți de rău prin oastea Domnului, cu nu vă închipuiți. E, veriga asta care a făcut legătura a fost o veriga, ne-a legat de Părintele Iosif. Că nimeni n-a vorbit, a fost un simpozion la Galația cu câțiva ani de zile și a fost chemat un a fost profesor de al nostru de aici, de la București, Părintele Răducă, și a, i s-a dat să studieze opera fratelui Traian și îi spune, am citit viețile și biografia multor sfinți, dar cum vorbește acest om despre maestrul lui, adică fratele Traian despre părintele Iosif, nimeni n-a vorbit nicăieri, cu câtă dragoste, cu câtă reverență, cu cât respect, că parcă atunci când vorbește de părintele Iosif, parcă îl și vezi pe părintele Iosif. De ce? Că l-a iubit pe părintele Iosif. Fratele Traian n-a avut în părintele Iosif atâta un învățător, nu, i-a fost părintele lui, cum am fost eu cu părintele Nicanor. O legătură de suflet, Așa trebuie să fie între noi și fratele Traian. Noi nu avem decât un nume acolo care îl țin, nu e adevărat. Dacă nu ne simțim legați de acești oameni sfinți, că ei sunt legătura noastră cu Dumnezeu, ei ne-au cântările lor, ne hrănesc, ne leagănă, cuvintele lor ne învață, învățătura lor frumoasă ne hrănește pe noi aici în adunare și atunci cum să nu avem un astfel de părinte și cum să nu te simți? De un părinte te simți legat sufletește, nu? Nu-i decât un act care spui e tatăl meu biologic și atât tot. Aia e o legătură biologică. Nu e adevărat. Între noi și fratele Traian trebuie să fie o legătură de, 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 suflet adâncă care să ne țină legați. Și acum vă spun câteva cuvinte și închei. Spune Mântuitorul în capitolul 24 de la Matei un, niște lucruri foarte adevărate. Atunci, versetul 9, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și ce spune? Zice, veți auzi de războaie, veți de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați. Uite, auzim de războaie. Un război e în plină desfășurare, da. Se va naște un alt război și alte conflicte vor fi, pentru că așa este făcută lumea aceasta. Și să nu vă înspăimântați. Tu zice, gata, vine sfârșitul lumii, că a început războiul în Ucraina. Uite când a venit. Mântuitorul spune, să nu vă înspăimântați. Că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul. Tot nu va fi atunci. Ele trebuie să se... De ce trebuie să se întâmple? Pentru că este repercursiunea normală a păcatului. Odată ce ai dat drumul unui bolovan, a se duce la vale. Odată ce a intrat păcatul în oameni, în lume, el are mersul lui care duce la o răsplată din partea lui Dumnezeu, cum spune în Roman 6,23, plata păcatului este moartea și spune, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de, toți în nume, de toate neamurile pentru numele meu. Vedeți, Mântuie, s-a spus mai devreme așa, dacă m-au iubit pe mine, și pe voi vă vor iubi. Dacă m-au urât pe mine, și pe voi vă vor urât. Dacă au ascultat cuvintele mele, și pe ale voastre le vor asculta. Vedeți cât de clar spune Mântuitorul în Evanghelia Sfântului Ioan, cine, nu poate cineva să spună că el îl iubește pe Domnul Isus, dar urăște biserică, sau adunarea, sau astea Domnului. N-are cum așa ceva. Dacă vă ascultă pe voi, și pe mine va asculta. Și acum spune Mântuitorul, toți vă vor urâ, dar nu din pricina că te cheamă Gheorghe Vasile Ion, din pricina cui? Unui nume. Ce spune despre acest nume Biblia? Mergem în Filipeni, ca în numele lui Isus Hristos să se plece, atât cele ce sunt în ceruri, cât și cele ce sunt pe pământ și sub pământ. Ca în numele lui să se plece toate. De ce poruncește Dumnezeu ca în numele Domnului Isus totul să se plece? Pentru că nu s-a dat oamenilor alt nume în care să fie mântuiți decât în numele Domnului Isus Hristos. Și atunci în numele lui să se plece toate. Dar duhurile rele nu vor să se plece. Și atunci pentru noi, că noi am ales numele Domnului Isus peste noi de creștini, atunci dușmanii Domnului Isus vor fi și dușmanii mei. Cu ani de zile în urmă cineva s-a întors la Dumnezeu aici și a spus așa, fii atent, dușmanii mei vor fi și dușmanii tăi. Aia care urăsc biserica și pe preoți și oastea, Domnul, te vor și pe tine, te vor asocia cu mine întotdeauna. Așa a spus Domnul, dacă m-au urât pe mine și pe voi vă vor ură. Dacă ne-am alipit de Domnul, nu ne urăște lumea pentru că ne cheamă pe noi nu știu cum, ci pentru că noi l-am ales pe Domnul. Și ce bine ar fi să ne urască lumea din pricina Domnului, nu cumva să ne urască din pricina cum zice Sfântul Apostol Petru, că ne amestecăm în alte probleme, că intrăm în, în bârfe, că intrăm în fel de fel de nenurocire ale lumii, normal că te urăște lumea, că atragi ura aceea a lumii. Și atunci spune, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și acum cuvântul esențial din Evanghelie care o citesc. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți va arde. Se va răci. Din pricina mulțirii fără de legilor. Aici e problema, fraților. Pentru că așa de mult s-a mulțit păcatul, vedeți înainte, spune în roman, zice, unde s-a mulțit păcatul, acolo a prisosit harul, s-a mulțit și mai mult harul. Dar știți cum este harul lui Dumnezeu? Harul nu se ia așa din aer, te agăți așa, te contaminezi de har. Nu! Harul se ia prin oamenii purtători de har. N-au țelzit oameni cu har. Înainte, până în 89 în astea, Domnului, au foarte mulți oameni purtători care vreau să poarte harul. Și harul are povara lui. Acum nimeni nu mai vrea să poarte harul, că harul cere renunțare. Erau foarte mulți oameni care harul lui Dumnezeu era peste ei. Frați, vedeți, spuneau frații din poate într-un sfat de frați care erau 20-30 care se ocupau de lucrarea oastei, erau 2-3 mai lumești, restul erau oameni duhovnicești, oameni sfinți, oameni cu trăire înaltă, acum e invers. Nu mai găsești 2-3 oameni cu mintea limpede ca să poți să mai faci o lucrare. Din pricina înmulțirii fără de legilor. Ce se va întâmpla? Dragostea se va răci. Când se răcește, uite, trăim o vreme cu păcatul înmulțit, deci păcatul a ajuns la culme acum, exact cum era în vremea lui... Avram, când s-au dus, dus, cei doi îngeri ca să pedepsească Sodoma și Gomora, ce spun cei doi îngeri? Păcatul celor din Sodoma și Gomora a ajuns unde? Până la Dumnezeu. Deci s-au îngrămădit păcatele noastre atât de mult că au ajuns până la Dumnezeu. Păcate nepocăite. Păcate care întreg măsura oricărei imaginații. Deci nu ne putem noi imagina unde a ajuns nivelul păcatului. Și atunci, din pricina că s-a mulțit atât de mult păcatul, s-a mai întâmplat ceva. Și dragostea celor mai mulți s-a răcit. Păi în momentul în care Mântuitorul spune în Apocalipsă pentru că nu ești nici rece, nici fierbinte, ci pentru că ești căldicel, te voi vărsa, spune, te voi arunca din gura mea. Și atunci, din pricina acestui lucru, Domnul nu ne poate păstra. O, o adunare în care nu mai este dragoste. Și nu dragoste declarativă, unde nu mai este ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, acolo Domnul spune, acolo se mulțește păcatul, neascultarea, rătăcirea, tot felul de lucruri. Și de aceea spune, din pricina acestor lucruri se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit? E, aici e taina, fraților. Mântuitorul a spus așa, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Auziți, până la sfârșit, veți avea ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Păi dacă ți-ai pierdut răbdarea, răbdare, Domnul Iisus a răbdat, doar a avut 14 căderi până sus pe Golgota. 43 de ani a răbdat Domnul Iisus pe pământul acesta. N-a dat înapoi. Vedeți, noi de multe ori ne pierdem răbdarea. Și totuși Mântuitorul spune că trebuie să răbdăm până la sfârșit. Cine vine în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea oastei Domnului, și nu are puterea să rabde până la sfârșit. Care e sfârșitul? Ăsta e sfârșitul. Până la sfârșit trebuie să răbdăm, ca să putem să primim și noi o cunună de la Dumnezeu. Și apoi spune, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie, nu de mântuire. Aici e un amănunt care mulți nu înțeleg. De mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Uite, acum Evanghelia nu se mai prea propovăduiește pentru mântuire. Prea puțin mai primesc mântuirea prea puțin mai vor să-L primească pe Domnul. La, la, cuvântul lui Dumnezeu oamenii se împietresc, se încrâncenează, se împotrivesc, îl răstălmăcesc, au tot felul de atitudini împotrivnice împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Evanghelia care se propovăduiește, se propovăduiește ca să fie de mărturie neamurilor. Cum de mărturie? Să nu zică nimeni că n-a auzit. Nimeni să nu spună, păi eu n-am știut, eu n-am auzit, mie nu mi s-a spus. Nu se spune oare Evanghelia în biserica noastră? Nu se propovăduiește Evanghelia la fiecare slujbă, la fiecare liturgie, dar se pare și vedeți că e o realitate, e doar de mărturie. Nu e spre mântuire, că dacă ar fi spre mântuire, omul s-ar apleca înaintea lui Dumnezeu, l-ar primi pe Domnul Isus și și-ar schimba viața. Și de aceea spune, atunci va veni sfârșitul. Când... și uitați că trăim exact vremurile acelea pe care noi, să știți că oastea Domnului a fost trimisă de Dumnezeu ca ultima lucrare, corabia lui Noe, ultima care a putut să mai salveze, dacă nici prin lucrarea aceasta noi, ca popor, ca biserică, nu ne vom trezi și se pare, uitați, au trecut 33 de ani, nu de la Revoluție, 33 de ani și totuși lucrarea aceasta în loc să înainteze, a dat înapoi. Poporul nostru în loc să primească Evanghelia, am primit orice, dar numai pe Domnul Isus nu vrem să-L ascultăm. Să ne ajute Domnul să Călcăm pe urmele Sfinților, să le ascultăm pildele lor frumoase și să ne ajute Domnul un lucru cel mai important, că atunci când vom pleca de aici, să putem și noi să ajungem dincolo. Zice fratele Traian că atunci când un suflet credincios este rânduit să plece de aici, de pe pământ, Dumnezeu face un lucru în cer. Trimite întâi pe Îngerul lui Păzitor, trimite apoi bunicii, părinții, frații, surorile, frați și surori din adunare, îi trimite lângă el să-i facă ușoară trecerea. De aceea omul când pleacă, omul credincios zice, uite, văd pe mama, văd pe bunicul, aude, dacă a fost credincios, atunci el vede atunci pe cei credincioși care au plecat înaintea lui. De aceea, mă rog, atunci când vom pleca, să-l vedem și noi pe fratele Traian, pe părintele Iosif, pe frații noștri care au plecat la Domnul, să ne întâlnim cu ei acolo în cer, să putem și noi să ajungem unde au ajuns ei, cum a zis de a încheia fratele Andrei din capitolul 11 de la Evrei, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit cele le pusese făgăduit pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru cine? Pentru noi, fraților. Ia uziți, fratele Traian, părintele Iosif, Sfântul Pavel, Maica lui Dumnezeu, toți sfinții n-au intrat în fericirea de săvârșire, că spune Dumnezeu, stați pe loc, mai aveți Uite, mai aveți de voștri să vină și ei. Și când vor veni ei toți, atunci punem masa. Nu ne așezăm la masă până nu vor fi toți aici. Așa spune Domnul Isus. Cu Avram, cu Isaac, cu cântăm noi cântarea aceea, cu martirii cei omorâți de popor și cu oștirea tuturor sfinților. Domnul să ne binecuvânteze, amin. Slăviți să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.